Salut și bine am găsit la un nou joc pe canal, se numește Super Hot și un joc în care tu, în momentul în care mergi, timpul merge odată cu tine. Dacă tu te oprești, timpul merge foarte greu. Vedeți cum merge în slow motion totul dacă mă opresc? Ei bine, folosind această chestie, tu trebuie să tragi în ceilalți și să-i omori. Asta e obiectivul jocului și, după cum vedeți, eu dacă mă opresc acum, timpul merge foarte greu. Trebuie să mă mișc ca să reușesc să-i omor pe ceilalți. Și asta vine așa, îi tragi plăsc și gata. Și așa e nivelul, așa în momentul de față am trecut nivelul și trecem la următorul. Nu uitați dacă vă place să apăsați și butonul de like și vom mai face episoade. Jocul se lansează astăzi pe Steam și am zis că merită să facem un episod. O să trag în ăla pentru că are armă și în ăsta plus că i-am dat cu pistolul în cap. Ia un pumn de aici, gata, l-am liniștit. Oh, nu! Pe ăsta nu l-am văzut. L-am pușcat pe ăla lui! Stai. Ușor, am văzut glonțul, am pistolul, îi dau la picioare. Mamă, e trecut printre picioare. Picior. Mă, ce tare. Deci mi se pare prea genial conceptul ăsta de joc și sincer n-am mai văzut până acum un astfel de concept. Nu știu, mi se pare destul de unic. De data asta n-avem armă, ăsta a murit și trebuie să avem grijă să nu ne merească ăștia cu glonțele lor. A mai existat o variantă beta pe parcurs, care era jucabilă, dar acum s-a lansat jocul full. Sau se lansează azi, în funcție de când postez eu videoclipul. Ah, gata, i-am rupt în două. Îmi place că nici nu durează, un nivel nu durează foarte mult. Throw your gun. O să-mi arunc arma în fața lui, îi dau un pumn, am luat arma lui. Și de aici hai să vedem pe cine trebuie să mai omorâm. Oh, ia uite-i pe ăștia unde s-au spawnat. Plăsc. M-a nimerit. Trebuie să ai grijă. Dacă mergi, trebuie să ai grijă pentru că e foarte posibil să te nimerească. Oh, fuck, am dat din greșeală. Aparent nu există un reload în joc, adică nu poți să încarci arma. Când apeși pe R, pur și simplu dă restart la nivel. Și eu fiind obișnuit să dau reload la armă, să-mi încarc arma pe R. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Păi, trebuia să-l nimeresc pe ăla. Direct în cap. Bun. Ăsta o să tragă. Hai, în ce direcție? Încolo. Și trebuie să calculez. De ce ăla vine încoace? Eu trebuie să trag acolo. Aproape. Aproape la mine. Să trag acolo. Nu, nu mai am gloanțe. Hop. Ia de aici, băiete. Bun, așa. Ia că a mers. Și de fiecare dată când termin nivelul face super hot. Super hot. Și că hai cu noi. How about no? A vrut să ne ia, să ne... Ăla se duce în tren! My God! Așa... E, ăla are armă, ăla n-are. O să trag în ăla care are armă. L-am nimerit și totuși n-a făcut nimic. Gata. Iau o armă în față, iau un pumn. Arma asta o luăm. Tu iei o glonț în față. Aproape l-am nimerit. Bun. Și acum încă unul și l-am rupt și pe ăsta. Out of ammo. Dar s-a terminat și nivelul. Ne-a terminat munția, s-a terminat și nivelul. Și din ce am înțeles, pe parcursul jocului devine din ce în ce mai greu. Wow! Ce se întâmplă? Mi-arată, îmi zice ceva. Disconnecting. Mă deconectează. Și are și un fel de poveste jocul ăsta, dar nu știu încă despre ce e vorba. Incoming message. Vine un mesaj, ia să vedem. What did you have? Everybody gets something different. Ce ai primit? Se pare că e un fel de Matrix ceva. Ah, pot să scriu eu. I don't remember everything. Nu ți-mi minte tot ce s-a întâmplat. Ți-mi minte că erau niște dealeri, am scăpat de poliție. Totul s-a întâmplat foarte repede. Știu. Ah, e un fel de poveste. Dar... Check works like a charm. Și apeși pe ăsta, se arată ca și cum ai face ceva pe calculator. Și pe aia intră în nivel. Get over. Oh, trebuie să sar peste mașină. Oh. Pum. Pistol. Nu, m-a luat din spate. Bun, trebuie să sar peste mașină. Eu dacă mă opresc acum, mașina asta pur și simplu merge pe lângă mine. Trebuie să văd de unde mai vin ăștia. Cred că se dau jos din mașină și vin. Da. Îmi trag din spate, știi? Trebuie să sar peste mașină.
Iei pistolul ăsta și direct lua ăla în cap una. Și mai trebuie să te uiți dacă mai vine dintr-o parte ceva. Ia uite-l. Și aoleu, apare ăștia. Hop. Ăla acolo. Bun. Trebuie strategie. Trebuie să te gândești la mișcările pe care le faci. Altfel vei pierde. Locul greșit. Timpul greșit. Mamă. Dăm arma. Am luat arma. Cred că să se spawneze de ăștia pe aici. More shots. Bine. L-am nimerit. A, încă unul. Ăla o să vină aproape l-am nimerit. Bine. Ăla e exact în fața mea. Ia-o pe asta. Dăm arma. Cred că funcționa, dar ăla are arma acum. Exact pe el, pe lângă am tras. Bine. Și acum asta care fuge. Ia-o pe asta. Doamne, deci zici că intru un film de acțiune și vezi în slow motion totul. Sunt doi. Nu, am reușit să-l omor pe ăla, dar m-a luat. Bun. Hai că încercăm din nou. E uneori mai greu și de-aia că... Încerc să mă duc într-o parte, eventual poate am ceva mai mult noroc. Pe ăla l-am luat, ăla vine încoace. Și mai apare unul acolo. Ok, ăla trage. Ah, nu mai am muniție. Dă-mi arma. Ăla și-a pierdut arma. Dar ăla nu. Hop. Hai că mai venit băieți. Îi văd din partea asta la altă. O luăm pe asta. Nu. Unul acolo și unul aici. Hop. Fuck. E mai greu decât pare, credeți-mă. Trebuie să tragi exact unde ți imaginezi tu că ar veni. Am trecut și de nivelul ăsta. Super hot. E prea tare, nu știu, mie îmi place conceptul. Sper să vă placă și vouă și să mai continuăm cu episoade de training. Suntem undeva într-o pușcărie. Stand still, stai nemișcat. Nu mă mișc. 4, 3, 2, 1. Ce trebuie să facem? Good dog. What? Super. What? Cică asta a fost, cică stai nemișcat. Good dog. What the fuck? You're new, you fight. Trebuie să ne batem. Probabil asta vedem ce s-a întâmplat cu caracterul. Cumva. Oh. Oh, bâtă. Îmi place. Plesc. Ah, trebuie să tot tu trebuie să dai primul. Dacă te-a nimerit, e nașpa. Și uite că nu de fiecare dată ai la dispoziție chestiile de care ai nevoie. De exemplu, acum plesc una în cap. Nu. Plesc una în cap. Faza că și ăștia iau butele de pe jos. Nu! Mamă, cât de aproape a fost ăsta să-mi dea una. Și-a mai dat o bâtă și i-a spart-o de cap. Ești mie, cred că la sfârșit poți să vezi un fel de replay, fără slow motion. Așa, suntem undeva la baie. Luăm o sticlă. Are shotgun, glumești. Oh my god, și-a luat shotgun-ul înapoi. Nu. Lasă shotgun-ul jos. A meu e. Mamă, ce mișto. Grafica e făcută așa. Poate unii dintre voi ați spune că nu e mișto grafica. Mie mi se pare foarte mișto grafica. E făcută special să fie așa. Păi cu shotgun-ul tragi 7 milioane de gloanțe deodată. Dar faza că nu mai am muniție. Mamă, cât de aproape am fost la faza asta. Hai că deja știu unde sunt băieții ăștia răi. E, și acum trebuie să găsim ceva, dar că ăla va trage cu shotgun-ul. Și trebuie să-l fac să-și piardă shotgun-ul constant. Ia că fuge omul. Sau să-și ia pistol. Mă, deci l-am pulverizat. Glonțul vine încolo. Asta e faza cu shotgun-ul, e posibil să ratezi de la distanță mare. E goală. Are la shotgun.
Gata, i-am rupt. Bun. Ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și poate vom mai face episoade cu acest joculeț, pentru că mi se pare foarte interesant și fiecare nivel, vedeți, e ceva diferit. Fiecare nivel îți oferă ceva diferit și conceptul chiar e unic și mișto, da? Ne auzim data viitoare. Pa, pa!